Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi avem evident haul Shein, pentru că așa zice titlul videoului. Este prima mea comandă de pe Shein, așa că mi-a fost destul de greu să-mi aleg ceva. Sunt, după cum știți probabil dacă ați mai intrat pe site-ul ăsta sau pe alte de genul acesta, sunt foarte, foarte multe articole din multe categorii diferite. După ce am pus comanda, am mai văzut niște clipuri în care am mai văzut niște articole de care, bineînțeles, că am realizat că am o mare nevoie. Așa că probabil o să mai urmeze încă o comandă și încă un haul, dar asta fiind prima dată, atâta m-am descurcat eu. O să vă arăt ce mi-am luat. Sunt, cred că, 12 articole, dacă mi-amintesc bine, dar sunt multe mărunțișuri, sunt mulți cercei, multe perechi de cercei. Mi-am luat cercei în toate culorile și formele. O să vedeți. Oricum, mi-am luat și două rochii și o bluză și niște costume de baie și am fost foarte surprinsă să văd că toate au venit în acest pic. Inițial am crezut că e o greșeală sau că mi-au trimis doar o parte din comandă, pentru că la orice altă comandă de două rochii, două costume de baie, accesorii și o bluză, cred că asta este, ar fi venit o cutie cât mine, probabil. Și da, deci felicitări pentru eficientizarea ambalajelor în primă instanță. Asta e prima impresie. Asta e prima impresie pozitivă, să zicem. Sigur că e și mult plastic înăuntru, asta nu mai e la fel de pozitiv, dar e cumva plăcut să fie ambalate individual, să știi că sunt cumva curate, cred. A venit și destul de repede. A venit, trebuia să vină peste vreo două zile sau... Da, cam așa. A venit cu două zile mai devreme. Așa că, haideți să vedem. Sunt foarte curioasă. O să le iau cumva într-o ordine random. Asta, dacă mi-amintesc eu bine, este un turban. Cred că ar trebui să încep cu turbanul. O să-mi deranjez părul de tot. Este un albastru royal, așa. Mi-e place foarte, foarte mult culoarea asta. Sigur că e un material sintetic și probabil că o să mă încălzesc cu el, dar n-am putut să mă abțin. Și vine cam așa pe mine, cel puțin cu părul de acum. Se poate pune și tot părul înăuntru sau se poate strânge într-o altă formă ca să arate mai bine, dar îmi place foarte mult. E foarte lejer, se mai întinde dacă mai ai nevoie, măcar nu stă foarte, foarte lipit de cap. Și da, nu știu dacă nu pare puțin plasticos materialul așa și puțin cheap. Dar, mă rog, de slabă calitate în sensul ăsta. Dar, nu, cred că de departe arată, de departe, nici măcar de departe, așa, cum îl văd eu acum la un metru în fața mea, arată bine. Și chiar sunt încântată. Chiar îmi place. Cred că mai e un turban undeva. Haideți să trecem la următorul turban, să știu că am stricat părul de tot. Și continuăm cu restul. Și asta e tot din ceva material foarte sintetic. Așa arată. Are niște cozi la spate. Cu un model așa mai boho, dar în același timp destul de vibrant și de, mă rog, neon, să zicem. Ia să vedem. Cred că e foarte potrivit pentru plajă, pentru mare, pentru vacanță. Da, materialul parcă e puțin mai respirabil decât celălalt și are și mai mult volum aici. Se vede? Se vede. Este foarte lejer și cred că e numai bun așa pentru plajă sau pentru chiar serile la mare cu părul cu sare în el și pe care nu vrei să-l arăți neapărat, dar vrei să arăți totuși cute. Cred că e ceva. Merge, merge, merge. Uite că nu m-am gândit să-mi iau costume de baie asortate, dar pot să mă gândesc mai departe și oricum cred că merge cu ceva din ce am deja. Că mai am și ceva simplu, eu nici trebuie să văd, să verific. Dar oricum, și dacă nu merge la costumul de baie, merge cu siguranță cu o roche albă simplă sau cu orice ținută simplă de vară.
Da, chiar sunt încântată. Nu cred că e bumbac neapărat, dar are și, da, nu știu, e mai, pare mai respirabil așa materialul, pare că nu e atât de plasticos ca celălalt. Ia să vedem ce dezastru am făcut aici și să trecem mai departe. O pereche de cercei în formă de inimă, v-am zis că au început să-mi placă inimile, odată cu cele roz de la Melimelo, cu cercei roz de la Melimelo, am descoperit pasiunea pentru inimi. Deci o altă pereche, așa pe albastru. Nu e albastru royal, nu e aceeași nuanță ca a turbanului, dar ar putea să meargă foarte bine împreună. E un albastru mai, ceva mai deschis. Un albastru de intensitate medie, să spunem așa. Să sperăm că rezistă. Da, bineînțeles că sunt puțin strâmbate. Da, să sperăm că rezistă mecanismul de închidere. Haideți să vedem și cum arată așa. Bineînțeles că arată foarte de efect, zic eu. Mi se pare și dimensiunea perfectă, sunt suficient de vizibili, n-ar trebui să fie mai mari, n-au de ce să fie mai mari. Eu, în general, nu-mi iau foarte multe gablonțuri, dar când îmi iau gablonțuri, prefer să fie din plastic, silicon, rășină, materiale care nu sunt metale, în orice caz, și care nu oxidează și care nu se comportă rău în contact cu pielea, cu apa și așa mai departe. Așa că astea sunt ideale pentru mine. Și așa, pentru vară, de fun, de distracție, de mers la mare, o pată de culoare și cam asta ar fi ideea. Sunt foarte încântată deocamdată. Sigur că n-am trecut la rochii, dar haideți să terminăm cu cercei. Mai am încă trei perechi. Mai am o pereche de cercei gen lanțuri. Așa. Nu știu dacă o să-i probez pe toți acum, dar până la urmă de ce nu? Nu cred că durează atât de mult. Nu vreau să mă lungesc foarte mult, dar vreau să vă arăt cum vin. Așa vin. Culoarea cred că mi s-a părut ușor diferită pe site. Crezu că e un roz ceva mai vibrant, să zicem. Dar, nu știu, cumva cred că asta îmi place și mai mult. Îmi place efectul ăsta mai catifelat, așa, și mai potolit pe care îl are cumva. Sigur că nu sunt neapărat niște cercei rafinați și de ocazie, dar chiar așa, pentru toată ziua, pentru plajă, pentru la mare, pentru vacanță, sunt foarte potrivit, zic eu. Am o pasiune și pentru cercei lanțuri, asta nu știu dacă v-am mai zis, am descoperit-o mai de mult, dar în ultima vreme n-am mai găsit ceva care să-mi placă suficient de mult. Mai erau unii la Bijou Brigitte și eram tentată să-mi iau, dar cred că în aceeași perioadă în care i-am văzut, mi-a venit și ideea să mă uit totuși pe Shein, pentru că sunt prețuri mult mai mici, cu siguranță, și cred că pentru așa ceva e preferabil. Cam aceeași calitate în principiu și prețul e mult mai mic, așa că am dat iama când i-am văzut. Asta este a treia pereche, hai că am pierdut numărul, da, a treia pereche, galbeni. Pot să zic că ăștia sunt ceva mai subțiri și poate, nu știu dacă e neapărat la fel de bună calitatea, dar materialul pare tot așa destul de fin. Ia să vedem, nu știu dacă se vede foarte bine textura, dar mie îmi place că e destul de fină și până la urmă îmi place să pățească. Nu sunt grei, nu prea cred că ar putea să se rupă decât dacă trag de ei sau. Da, chiar nu-mi imaginez ce aș putea să fac să se rupă. Eu am mai avut o pereche de la Miniso, transparenți, incolori și transparenți, care mi-au plăcut foarte mult, numai că erau dintr-un plastic mai dur care s-a ciobit. La un moment dat mi-a căzut o pereche pe jos și s-a spart una dintre zale și am purtat așa, asimetric, unul cu două zale, unul cu o za, ceea ce pentru mine e absolut ok.
Până când am mai pățit ceva și celălalt și s-a spart de tot și n-am mai putut să-i port. Nu mai știu exact ce s-a întâmplat, dar da, cred că s-a spart de tot și n-am mai... Aia a fost. Ultima, cred, dacă nu s-au mai amestecat pe aici și dacă nu mi-am pierdut mințile și memoria, ultima pereche de ochelari este de ochelari, auzi, de cercei. Este aceasta, așa ca niște nasturi albi, un fel de off-white, așa, un alb murdar, care iarăși mi se pare că îmbracă frumos urechea. Sper că i-am pus bine. Da, nu aș fi vrut să aibă poziția asta, aș fi vrut să stea așa. Și cred că așa ar trebui să stea, dar ei nu vor să facă asta. Nu știu dacă aș putea eu să-i fixez altfel, dar cred că asta e tot ce se poate face. Nu știu exact de ce stau așa, nu-mi dau seama că este închizătoarea împinsă până în capăt și ar trebui să fie mult mai fix. Cred că de departe arată ok, cred că dacă nu sunt foarte pretențioasă arată ok, dar da, nu, n-aș fi vrut să arate așa, aș fi vrut să stea așa. Nu mă rog, asta e ideea. Mi se pare că sunt și destul de eleganți, dacă nu e un cuvânt prea mare, poate că e un cuvânt prea mare, dar sunt puțin chic, așa mi s-a părut mie, doar că nu stau exact cum trebuie. Deci, da, sunt foarte încântată de 3 din 4 perechi și de a patra, așa, 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 cu acest comentariu. Mi-am pus cercelul meu înapoi. Și să mergem mai departe. Mai departe am o bluză cu mânești bufante, dacă mi-amintesc eu bine, un portocaliu corai ceva cu spatele numai din elastic. Bumerii aceștia care se pot ține pe umăr sau lăsat în jos. Destul de decoltată, petrecută, dar cred că merge și foarte cropped, bineînțeles. Eu aș purta-o numai cu lucruri cu talie înaltă. Nu-mi place să o port altfel, dar hai că o probăm și vedem cum vine. De măsură cred că e bună, mai mult ca sigur e bună. Sper să nu fie prea largă la umeri, ca să nu cadă, deși s-ar putea să se întâmple asta. Nu mai știu ce măsură este și nu o văd pe nicăieri. Nu știu ce. O să mă uit pe comandă și dacă e, vă inserez aici dacă găsesc. Într-o primă tentativă de styling casual lejer, am ales să combin topul cu umeri bufanți împreună cu turbanul slash bandana, care leagă foarte bine culoarea bluzei cu aceea cerceilor. Cercei sunt și ei cei pe care vi-am arătat mai devreme, cei cu zale galbene. Și sigur, cu o pereche de baggy jeans și o sneakers albi cu puțină platformă, cu o geantă cu într-o formă destul de modernă, purtată pe umăr, într-un styling foarte casual. Așa, asta este bluza. Mai departe am două costume de baie pe care nu o să le probez pe cameră, că nu mă simt confortabil făcând chestia asta. Dar o să vă inserez niște imagini de pe site sau o să văd eu ce fel de imagini vă inserez ca să înțelegeți despre ce e vorba. Pentru că așa nu o să se înțeleagă neapărat. Deci acesta este un costum dintr-o piesă, o singură piesă. Dar are partea de, mă rog, sunt practic cusute într-o laterală. Partea de jos, partea de kilot de slip este o nuanță de verde închis și partea de sus de sutien este un verde mai deschis cu o bretea pe un umăr, deci asimetric. Și este, mă rog, asimetria continuă practic în partea de jos pentru că este cusut doar într-o parte și în partea cealaltă liber. Mi s-a părut interesant, mi s-a părut chic, am văzut și prin magazine genul ăsta de croială și are o dublură destul de groasă, sper să nu țină foarte cald. Și sutienul la fel are dublură, are cupe pe care le putem păstra sau le putem scoate, deci aici nu se vede, dar sunt niște cupe care se pot scoate prin acest
buzunar, dacă nu vrem să le păstrăm. Eu, în general, le păstrez, dar mă deranjează când se deformează. Să vedem mai departe cum o să evolueze. 82% poliester, 18% elastan. Se spală la 30 de grade. Da, să vedem. Sunt curioasă, nu mi-am mai luat niciodată de pe Shein, dar știu că multă lume și-a luat costume de baie de pe Shein și e destul de încântată, așa că am zis să experimentez și eu. Nu mă uitasem să vă zic din ce material este bluza, dar știu că mi-am comandat numai bumbac, adică la haine, că la costume de baie era imposibil. Da, 100% bumbac. Exact. M-am chinuit destul de tare să-mi cumpăr. Bine, la bluze ca la bluze mai găseam. Dar la rochii am căutat destul de mult până să găsesc o rochie, două chiar, din bumbac. Cred că amândouă sunt din bumbac, nu știu exact, o să ne uităm când le vine rândul. Nu vreau să-mi iau materiale pentru vară, materiale care nu respiră, materiale care în care mâncin, pentru că eu sufăr destul de mult de cald și transpir și mă strică toată ziua și... Oricum se întâmplă asta, dar măcar să fie cât mai bine și cât mai respirabil posibil să fac tot efortul pe care pot să-l fac ca să-mi fie cât se poate de bine. Astea fiind zise, următorul plastic este, mă rog, costum de baie, bineînțeles. Acesta, animal print, leopard, dintr-o bucată, dar foarte decoltat și la spate. Și foarte decoltat și în față. Am un pic de ezitare cu decolteul acesta foarte adânc. Dar am zis că să încerc. Este tot 82% poliester, 18% elastan, tot la 30 de grade se spală, par a fi aceleași materiale, chiar și dublura pare a fi din aceleași materiale. Are dubluri, întărituri, pardon, la sâni, la fel ca celălalt și pare foarte sexy. Da, și se leagă după gât. Și o să vedem. Vă zic cum mă simt în ele după ce... Mă rog, o să mai treacă ceva timp până ajung eu să le port, probabil. Depinde... Da, poate mergem și la o piscină până reușim să ajungem la mare, așa că poate o să treacă atât de mult timp. Și au mai rămas cele două rochii. Da, ia să vedem. În primul rând materialul, ca să nu uit. Este o rochiță bej cu imprimeu floral. Suta la viscoză, da, asta este din viscoză, cred că cealaltă e din bumbac. Și viscoza, cred că e un material destul de ok pentru vară. Și arată în acest fel. Este puțin elegantă, dar este și chic și sport și poate fi purtată și cu Adidas și cu sandale și așa mai departe. Și o să inserez imagini cu ea purtată și vă mai comentez pe măsură ce vedeți imaginile. Da, eu sunt destul de încântată. Sper să-mi și vină bine, dar așa, la prima vedere, arată și se simt foarte bine și de calitate bună. Îmi place tare mult rochița asta, mi se pare foarte lejeră și cochetă în același timp. E foarte ușor de purtat, îmi place că nu e nici foarte lungă, nici foarte scurtă și nu mă simt inconfortabilă așa purtându-o. Am potrivit-o cu cercei roz de la Melly Mel în formă de inimă, cu o pereche de sneakers albe, aceiași de mai devreme, cu puțină platformă și cu geanta Loreta din Bulgaria, care se potrivește foarte bine cu una dintre nuanțele rochiei. Și o notă așa mai casual și relaxată. Și ultimul lucru, nu. Mai am o pereche de cercei pe care nu cred că are sens să vii mai arăt neapărat. Vi scot doar așa, dar nu o să-i mai probez. Bineînțeles, tot zale. De data asta mov, că lipsea movul din toată gama asta cromatică. Lipsește și verde, dar o să remediem asta. Cumva, dacă nu mă plictisesc. Astea au trei zale. Da, și cred că vin similar. De-abia aștept să-i port pe toți. Și rochea asta cred că este o rochie lungă, dacă mi-amintesc eu bine. Da.
Și e o roche cămașă, are așa guler și nasturi de sus până jos, da, de sus până jos, până în pământ. Tot cu un imprimeu floral, dar de data asta ceva mai tropical, mai mult frunze decât flori și flori tropicale. Zic bine, cam așa ceva. Ia să vedem dacă se confirmă materialul. Pe unde o fi eticheta. Oricum, îmi place foarte mult la atingere. Materialele se simt destul de răcoroase. Sigur că sunt foarte necălcate, trebuie să le calc și o să le probez și o să inserez cu imagini cu ele ca să înțelegeți mai bine. Deocamdată nu găsesc eticheta. Am găsit și eticheta. De 100% viscoză, deci nu, bumbacul, doar bluza era de bumbac până la urmă. Rochile sunt ambele din viscoză 100%, dar mi s-a părut mie la atingere că e viscoza se simte așa cumva mai răcoros. Să inserez imaginile și voi vorbim după. Iată și ultima roche, cea lungă cu imprimeu tropical. Am potrivit-o cu cercei albi off-white rotunzi, care ziceam că stau puțin ciudat în ureche, dar de la distanță îmi place efectul, mi se pare că arată bine. Am pus o curea de piele, nu cordonul rochei, dar se poate purta și acela la fel de ușor. Am suflecat o mânecă, pentru că eu de obicei suflec mânecile la toate rochile, cămășile și așa mai departe, dar se poate purta și ca atare, o mânecă lejeră care nu se lipește de piele, nu încinge. E o roche foarte potrivită pentru sezonul cald, foarte lejeră. Am pus-o în combinație cu o geantă coș și cu niște ciocate subțiri cu găurele numai bune pentru vară, într-o notă. Cu speranța că mi-au venit bine toate și că am avut ce să vă arăt și că sunt în continuare încântată de ele după ce le-am probat. Asta a fost clipul de... Aha, aveam și un cordon aici la roche. Asta a fost haul-ul meu Shein, primul meu haul Shein. Următorul cred că o să fie ceva mai interesant pentru că vă spuneam că am mai văzut la câteva fete niște articole mai inedite și pentru casă și pentru alte lucruri. O să vedeți dacă le mai găsesc și dacă mi le iau până la urmă, o să vi le arăt. Și dacă nu, o să las link-ul, nu mai știu unde l-am văzut. O să caut și o să vă las în descriere link-ul către clipul la care mă refer, la fata la care am văzut acele articole și care m-a inspirat să mi le comand și eu, dar din păcate după ce sunt deja comanda. Nu mai e nimic aici, nu mai e nimic aici. Sunt foarte încântată momentan, sper să rămân așa și mulțumesc dacă ați ajuns până aici. Lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi care vă place, dacă vă place vreuna și care vă place cel mai mult. Și vă mulțumesc și ne revedem cât de curând.